Come Dacă și aveam? Dacă aș avea un milion de euro, aș face muzică în continuare, sigur. Muzică, multă muzică. Și mai bună? Și mai bună? Nu știu dacă se poate mai bună, e tare rău. Salut, eu sunt Ian. Salut, eu sunt Andrei. Carleciuc, Constantin. Exact, faci din palme, dragi. Și... Gata, hai din nou. Mi-am încercat eu. Nu știu, nu cred. Sau ba, da? E jos? Da. Nu, e nici. Da. Aș aborda alte stiluri dacă aș avea un milion de euro. Nu, nu e bine. Stai două secunde. Dacă aș avea un milion de euro? Dacă aș avea un milion de euro? Ce o fac, Adrian? Da, mă. Adrian Radu Rusu. De... A, da. Mamă, dar e iurea, frate, mă simt ca la procuratură. Treaba cu muzica a început de la Adi, de la soțul meu, care, deși este de bază, te-am auzit, se aude. Vezi că eu nu am emoții de astea, dacă te crăcotești acolo, mă faci să repet și îmi vin emoțiile, gen. Special ca să repeti, că a sunat. Ok, dragă, soțul meu. Hai că reformulez. Salut, sunt Andrei, Carleciuc Constantin, din Rădăuț, locuiesc în București. Andrei Carleciuc Constantin, n-are nimeni și mâna așa. Cam nu râdeți. Dacă aș avea un milion de euro, n-aș avea nicio oră în viața mea, aș sta numai pe plajă, fii sincer. Cu un milion de euro? Nu-ți ajung. Un milion de euro. Nu ți-ajuns să stai toată viața pe plajă. Păi ai văzut cât sunt alimentele, acum e un leu ou în pana mea. De o dea cu un milion. Să-ți las monta frică. Salut, pe rază. Merge, ok, hai. Bine, merge. Dacă ar fi să cânti la un alt instrument de plăcere, de acela care cânti, ce ți-ai? Aș vrea să cânt la... Nai. Ce scumpă, a sunat și sex, mă, vreau să spun, da. Cum ne-am gândit la proiect? Proiectul a apărut în... Morții, mă, La bas. La bas. Dacă nu aș bate la tobe, aș fi la bas. M-aș apuca de labas. Este laba, labas. Yeah. Eu mă știu când te plictisești. Cânt labas. Cânt labas. Așa. Păi bine, eu sunt. Dar ce-ți mai fac? Care e rutina ta înainte de culcare? Ultima, adică... Chiar ultima? Nu pe bune, nu pe bune! Nu pe bune, pe bune! Să nu vorbești cu mine! Păi da, dar să știu și eu pe bune, adică... Ce-ți place să cânti la bas? Drept urmare, tana...